Bună ziua, dragi elevi! Sunt Gabriel Vrânceanu și în lecția de astăzi vom descoperi o anume frumusețe a patrulateralelor convexe pentru cazul celor care au diagonalele perpendiculare. Nu-i așa? Frumusețea ne înconjoară de peste tot. Depinde de noi să o observăm. Ca să percepem cât mai bine frumosul, trebuie ca intensitatea stimulilor să fie una potrivită. Astfel, pentru a privi un tablou, distanța potrivită la care trebuie să te situezi depărtat de acesta este egală cu de 3 ori lungimea diagonalei tabloului, evident în formatul cel mai obișnuit, acela dreptunghiular. În cele ce urmează, vom intra în frumoasa lume a patrulaterelor care au proprietatea că diagonalele sunt perpendiculare. Astfel, în descoperirea caracteristicilor acestor patrulatere, vom porni de la două segmente, AC și BD, concurente în punctul O și perpendiculare. În lecția de astăzi, ne vom putea ocupa de cazurile patrulaterelor de tip pătrat și romb, urmând ca în alte lecții să discutăm și celelalte cazuri. Vom clasifica patrulaterele după tipul intersecției dintre AC și BD în funcție de lungimile segmentelor AO, BO, CO și DO. Pentru cazul întâi, considerăm segmentele AC și BD în poziție de perpendicularitate, intersectându-se în punctul O, astfel încât să obținem un patrulater convex în care AO, BO, CO și DO au lungimi egale. În cele ce urmează, vom prezenta pe rând caracteristicile acestui patrulater. O reprezintă mijlocul pentru fiecare dintre diagonalele AC și BD, deci regăsim faptul că diagonalele se înjumătățesc. De asemenea, AC și BD fiind perpendiculare, în patrulaterul ABCD, diagonalele sunt în poziție de perpendicularitate. Punctul C reprezintă simetricul punctului A față de punctul O și reciproc. La fel, punctul D este simetricul punctului B față de punctul O și reciproc. Triunghiurile AOB, BOC, COD și DOA sunt dreptunghice, isoscele și congruente, cazul de congruență catetă-catetă, deci putem obține de aici că AB egal cu BC egal cu CD egal cu DA, deci laturile patrulaterului au aceeași lungime. De asemenea, triunghiurile ABC, BCD, CDA și DAB sunt dreptunghice, isoscele și congruente, deci unghiurile patrulaterului ABCD sunt drepte. În concluzie, patrulaterul ABCD este un pătrat și proprietăți suplimentare pe care le are pătratul sunt, ca de exemplu, laturile opuse în perechi sunt paralele, astfel AB paralel cu CD și BC paralel cu AD. Asemenea, unghiurile opuse în perechi sunt congruente, fiind unghiuri drepte, iar unghiurile alăturate în perechi sunt suplementare. Fiind împătrat, diagonalele sunt bisectoare ale unghiurilor pătratului. Mai mult, dreapta AC este mediatoare a diagonalei BD și reciproc. Pătratul admite ca axe de simetrie dreptele AC și BD,
dar și pe dreptele ce sunt determinate de mijloacele laturilor opuse în pătrat. Punctul O se mai numește și centrul pătratului, denumirea fiind datorată faptului că acest punct este centrul de simetrie al figurii, adică simetricul oricărui punct al pătratului reprezintă tot un punct al pătratului. O altă proprietate este că notând cu X, AO, BO, CO și DO, diagonalele pătratului au lungimea 2X și, folosind teorema lui Pitagora, AB egal cu BC egal cu CD egal cu 2A egal cu X radical din 2, deci am exprimat lungimile laturilor pătratului în funcție de lungimea segmentului de tip AO, BO, CO sau DO. Tot în aceste condiții, perimetrul pătratului, care reprezintă suma lungimilor laturilor și care este egal cu de 4 ori latura pătratului, ne va da ca formulă 4x radical din 2. Referitor la area pătratului, pe aceasta o putem exprima în două moduri. Fie cu ajutorul definiției, ținând cont că, pe caz general, pătratul de latură L are area de tipul latura la pătrat și cum latura este x radical din 2, obținem că area este egală cu 2x pătrat. O altă abordare este să descompunem area pătratului ca sumă de arii, în sensul de a exprima area lui ABCD ca area lui AOB plus area lui BOC plus area lui COD plus area lui DOA și, ținând cont că triunghiurile respective sunt congruente, obținem că area pătratului este de 4 ori area unui triunghi de tip AOB, deci obținem în final, prin înlocuire, că area ne dă aceeași valoare, aceeași formulă, 2x pătrat. Tot legat de arii, putem observa și o proprietate datorită perpendicularității diagonalelor. Astfel, putem scrie area pătratului ca suma dintre ariile triunghiilor ABC și CDA, exprimându-le sub formă de latură ori înălțimea corespunzătoare pe 2 și ținând cont de faptul că BO și DO sunt egale, împreună dau diagonala BD, obținem în final că area pătratului, ca având diagonale perpendiculare, se poate exprima ca semiprodusul diagonalelor, lungimilor acestora, evident. Cum punctul O este egal depărtat de vârfurile pătratului, rezultă că pătratul are toate cele patru vârfuri pe un același cerc de rază X, AO, adică, regăsind astfel cercul circumscris pătratului și exprimând latura pătratului în funcție de raza acestui cerc, rază care este egală cu x, obținem că latura pătratului este raza radical din 2 sau x radical din 2, unde, prin urmare, notăm de regulă raza cercului circumscris. Referitor la pătrat, putem vorbi și de un cerc înscris și cum triunghiurile AOB, BOC, COD și DOA sunt congruente, rezultă că distanțele de la punctul O la laturile pătratului sunt egale, deci le putem considera razele cercului circumscris și în acest caz raza cercului circumscris exprimat ca distanța de la centrul pătratului O la oricare dintre laturi, în cazul acesta AB exemplificat, este egală cu AB pe 2 și AB fiind X radical din 2, obținem că R mic poate fi scris ca R mare radical din 2 pe 2, adică identificăm o legătură între raza cercului înscris și raza cercului circumscris pătratului.
O ultima precizare legat de acest caz, reamintim faptul că pătratul reprezintă un caz particular al poligoanelor regulate, adică al poligoanelor convexe, care au proprietatea că toate laturile sunt de lungime egale și, la fel, toate unghiurile sunt de aceeași măsură. Referitor la cel de-al doilea caz, păstrăm perpendicularitatea segmentelor AC și BD, punctul O de intersecție al acestora, formând un patrulater convex în care segmentele AO și CO le vom considera egale, lungimea fiind notată prin X, iar segmentele BO și DO sunt de asemenea egale, dar de o lungime Y, putând considera că cele două lungimi X și Y sunt diferite și, fără să diminuăm generalitatea, putem considera că X mai mic decât Y. În acest caz, recunoaștem că desenul obținut ABCD reprezintă un patrulater de tip romb. Vă invit să faceți o listă de caracteristici ca cea realizată pentru pătrat, apoi să comparați lista voastră pentru romb cu cea pentru pătrat, pentru a sesiza particularitățile acestui nou caz. Venim în sprijinul vostru cu un material resursă asociat lecției. În acesta, cazul corespunzător rombului este prezentat detaliat. Drag elev, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!